Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la emisiunea Știrea Cea Bună. Avem câteva știri interesante pentru această seară și un invitat cu totul și cu totul deosebit. Sunt foarte bucuros că sunteți alături de noi ca de fiecare dată. Numele meu este Cornel Drăvășan și vreau să vă spun că în cadrul emisiunii noastre veți cunoaște oameni cu totul și cu totul speciali. Începem periplul de știri cu o știre destul de amuzantă. Îmi pare rău pentru iubitorii echipei Real Madrid. De curând, săptămâna aceasta, au suferit o înfrângere în care Barcelona le-a administrat un 3-2 în ultima secundă. Dar lucrul acesta nu a fost prea bine înțeles de mare actriță Julia Roberts, care după meciul din El Clasico, binecunoscut de la Madrid, Julia Roberts a vizitat vestiarul celor de la Real Madrid, s-a întâlnit și a făcut poze atât cu Sergio Ramos, care este în fotografie în stânga, cât și cu Leo Messi, care este în dreapta. Asemănarea dintre cei doi este vizibilă pentru că amândoi au barbă și Julia Roberts, când l-a văzut pe Ramos, i-a zis: felicitări, ai făcut un joc extraordinar, ai făcut un joc minunat. Din păcate, Ramos a fost eliminat. Lucrul ăsta a contat foarte mult în geografia ultimelor minute. Minutul 77 a primit direct cartonașul roșu după un fault la Messi. Julia Roberts n-a știut cu cine stă de vorbă și i-a spus lui Ramos: felicitări, jucată extraordinar. Ce să facem? Așa e, câteodată și mari actori de la Hollywood o dau în bară. Dar nu e așa de grav, așa cum pare, pentru că a fost o știre care a ajuns în toată lumea și a ajuns până la noi în seara aceasta și ne-a descățit poate puțin frunțile. Un lucru foarte important este că revista Forbes din România mâine va avea gala de premiere după modelul Forbes 30 under 30 în varianta românească Forbes 30 sub 30. Este un proiect care radiografiază mediul de business al tinerilor lideri sau antreprenori, ovaționându-i pe cei care au reușit să rupă clișee. Gala de premiere a ajuns la cea de-a șasea ediție, va aduna, așa cum vă spuneam, tineri de succes. De la business, sport, artă, muzică, IT, îi unește pe toți performanțele excepționale pe care le-au obținut până în prezent. 30 sub 30 de ani, toți tinerii aceștia premiați. Vreau să vă redau câteva nume: Alexandru Bogdan Moraru, Associate Macquarie Capital; Paul Lungu, Senior Manager Audit KPMG România; Paul Badea, CEO BEDCI și așa mai departe. Sunt foarte multe nume aici, nume de tineri foarte talentați, printre care există și Vișinel Costel Bălan. Un nume care mie îmi spune foarte mult și un nume care de fapt constituie vestea cea mai bună și știrea cea bună a acestei seri. Vișinel Bălan este împreună cu noi și aceasta este știrea cea bună. Bine ai venit, Vișinel, în emisiunea noastră. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Te rog să iei un loc și să te simți confortabil. Așa voi face. Cum ești? Foarte bine, după o călătorie noaptea unde e mult mai risită șoseaua. Da? Ai fost departe astă noapte? Nu. Parlamentul e aproape. Am înțeles. Lucrezi la Parlament acum? Da. O să vorbim imediat. Cum a ajuns un tânăr care a crescut într-un cămin de copii în Parlamentul României? Dar până atunci să vedem câteva momente din activitatea și din viața lui Vișinel Bălan.
Aveam aproximativ 10 ani când am ales să fug pentru prima dată dintr-o casă de copii. Aveam un căruț, un rulment în față și doi în spate. Mă plimbam prin curtea centrului. La un moment dat îmi aud numele. Vișinel, hai la masă. Am luat căruțul și m-am îndreptat direct spre ușa centrului. Am urcat scările. Am ajuns la etajul 2. La un moment dat, un rulmente pică și cade efectiv pe scări. Mă îndresc spre cameră. Îmi aud încă o dată numele. Vișinel. Acum, în acest moment, în cancelarie. Mi-am ascuns căruciorul sub pat. Eram speriat. Nu știam de ce sunt chemat la cancelarie. Ajung în fața ușii de la cancelarie. Mă așteaptă doamna Celina. Mă invită înăuntru, închide toate ușile, efectiv smulge acel băț, coadă de măture, și începe să dea în mine. Și dă, și dă. Iar eu plângeam, urlam, zberam, și dă, și dă. Și la un moment dat mă ascund sub masa care era prezentă pe acel hol. Era întuneric, doar simțeam. Și strâng cu dinții. Nu mai puteam. Strângeam cu dinții de acel picior de masă. Și a dă. Erai să mă omori. Nu înțelegeam cum era să o omor. A trecut acel rulment pe lângă mine. Erai să mă omori. Și dă. La un moment dat se oprește. Nu mai puteam. Îmi deschide ușa și mă dă afară. După câteva minute ajung în fața camerei, privesc spre geam și vreau să mă sinucid. Era singura șansă în acel moment să fac ceva pentru mine. Ies pe balcon și sar de la etajul 1. Fug. Unde fug? Spre gară. Aici începe pentru prima dată viața mea liberă. O viață unde avea să descoper modele, să descoper oameni faini, să descoper ceva ce nu am întâlnit în viața mea. Vedeam trenuri. Vedeam un flux de oameni, doar că eu trebuia să trăiesc. Trebuia să fac ceva pentru asta. M-am apucat de cerșit. Probabil unii dintre dumneavoastră ați întâlnit acei copii în tren care vă întâmpinau cu o melodie. Mamelor din lumea întreagă, vă mirați voi cum se poate. Eu eram unul dintre aceia. Mă bucuram de fiecare bănuț pe care îl primeam de la fiecare om. Mă bucuram când cineva mă invita să îi mut lăzile sau cineva mă invita să-i spăl o mașină. Era cel mai frumos lucru pe care puteam să-l trăiesc. Eram liber. Am terminat o facultate de teatru, am terminat o facultate de drept, am făcut un master în științe penale și astăzi fac un master în grupuri de risc și servicii sociale de suport la Universitatea București. Vișinel, ce ne povestești aici pare desprins dintr-un film SF, adică știm cu toții condițiile de după ce s-a dat voie să se vadă puțin în casele de copii imediat după Revoluție, au venit străini, au făcut niște reportaje, copii. Da, eu cred că povestea mea, mie mi se pare simplă, mi se pare, adică eu am fost mulțumit de tot ceea ce am trăit. Cred că sunt povești mult mai dure și mult mai triste, adică dacă vorbim de Chighit, unde efectiv copiii mureau pe bandă, adică gen în medie mureau cam 130 de copii pe an în acel centru. Dacă vorbim de alte centre despre care probabil n-am auzit noi, societatea, cu siguranță la fel se murea pe bandă. Să nu uităm că s-au făcut multe analize, cercetări în care se estimează că aproximativ 35.000 de copii au murit efectiv în orfelinatele Groazei în ultimii 27 de ani. Un raport al Centrului de Resurse Juridice prezintă aproximativ
4.900 de persoane cu dizabilități instituționalizate au murit în centrele de plasament în ultimii 4 ani. 4.900. Nu se ajunge la știri cu oamenii aceștia? Nu se iese în stradă. Cei de la CRJ au făcut niște demersuri extraordinare chiar în piața universității, unde au creat o cortină foarte extra, din punct de vedere emoțional foarte puternic, să numeau lagările de lângă noi, în care au încercat să sensibilizeze opinia publică cât de important este să avem o lege prin care să monitorizăm. Așa a apărut și Consiliul de Monitorizare. Consiliul care nu este funcțional tocmai din cauza guvernanților, oamenilor politici, care efectiv au încercat să limiteze, să nu dea șansă acestui Consiliu să existe, pentru că astăzi direcțiile de protecție a copilului nu au decât o misiune, aceea de a gestiona banii doar în interesul partidelor politice, doar în interes personal, mai puțin în interesul copilului, în interesul superior al copilului, așa cum prevede legea 272. Știu că ai mai spus istoria ta pe la mai multe posturi de televiziune. Totuși, în seara asta, vreau să facem o scurtă trecere în revistă. Când ai știut de tine, unde te-ai surprins? Păi, cred că prima dată, adică mai am niște flash-uri, nu știu câți ani aveam, dar eram atât de mic încât mă puneam în patru labe și mă legănam atât de puternic încât simțeam nevoia să zbor cu tot cu pat. Și deseori făceam asta, fie dacă făceam pipi pe mine sau nevoia mare, și îmi plăcea să stau în zona aia de confort până se recea și după aia mă puneam în patru labe și mă legănam foarte puternic. Și cred că momentul care iarăși m-a conectat puternic ca existență a fost pe la 3 ani, când am fost mutat de la creșă la casa de copii preșcolari din Comănești, unde pentru mine a fost un șoc. Și în momentul ăla rețin că ne-a prezentat educatorului și eu m-am smuls din mâna doamnei și m-am izbit de un colț pe partea dreaptă a sălii, a grădiniței, și am început să mă dau capul de pereți. Avantajul era că nu era din beton, ci era din lemn peretele și nu... Oricum, nici nu știu foarte mult, știu doar că urlam foarte tare și făceam foarte urât. Și asta, efectiv, transferul, adică dacă analizez astăzi, transferul de la creșă într-un nou mediu, pe mine personal m-a afectat foarte tare. La fel m-a afectat foarte tare transferul de la casa de copii preșcolar la casa de copii școlari, unde nu am fost pregătit nicio secundă că o să fim mutați. Ne-au dus într-o tabără, tot ce au făcut e că au mutat autobuzul. Adică nu m-am mai dus cu autobuzul celor mici, m-am dus cu autobuzul celor mari. Și așa mi-am dat seama că eram în alt autobuz și la fel am început să plângem și nu eram singur, eram altor de colegi și era această doamnă care n-am să o uit probabil mult timp, Celina, care ne-a aplicat o corecție în autobuz. Mai lucrează doamna aceasta? Nu mai lucrează. S-a pensionat sau a fost dată? Da, nu, s-a pensionat. S-a pensionat. Deci am încercat, am căutat-o, n-am găsit-o. Eu am încercat să-i duc un buchet de flori alături de colegii de la The Guardian, fiindcă cred în ideea că trebuie să răspunzi cu altă monedă și dorința mea era să întreb care e plăcerea care a putut să... Adică, ce satisfacții dădea în momentul în care ne bătea, efectiv, smulgea carnea de pe noi. Doamne ferește, din punct de vedere al echilibrului emoțional, cum stăteai? În ce-ți găseai echilibru emoțional? Aveai colegi care te respectau, care te ajutau, sau toată lumea e pentru el acolo? Îți dai seama că exista o luptă și, în general, lupta era între cei mari și cei mici. De obicei plângeam. De fapt, cred că așa mă vindecam sau așa lucram eu cu mine. Fie plângeam în toalete, fie plângeam... Era, de fapt, forma mea de a lucra cu mine. Sau când stăteam prin gară și, nu știu, mi-era foarte frig, la fel plângeam foarte mult. În general plângeam. Plângeam foarte des, foarte mult și... Eu cred că asta m-a ajutat pe mine să trec peste multe. Plânsul. Da. Adică mă descărcam. La ce vârstă zici că ai fugit din casa de copii? Cred că aveam 10 ani.
10, pe acolo, era mic, 10 ani. Și până la vârsta aceea ai îndurat toate cele? Să știi că la preșcolari lucrurile erau ceva mai ok. Mai blânde. Adică eu am fost foarte, eu chiar pot să spun că am fost un fericit. Chiar dacă șocul transferului a fost puternic, acolo am cunoscut oameni, wow, ba chiar eram unul dintre privilegiați care mergea la doamne acasă, eram foarte alintat, eram un copil foarte bolnav. Ce se întâmpla când erai bolnav, apropo? Eu mergeam foarte des. Te dau tratamente, medicamente? Eu eram în general internat. Era internat. Eu întotdeauna am fost internat, am fost un copil problemă, din punctul ăsta de vedere, și am fost oarecum protejat. Însă, cu toate astea, am beneficiat de corecții, precum dacă făceam pipi. De fapt, aici am trăit un șoc. La creșă, dacă făceai pipi, nu te bătea. La preșcolar, dacă făceai pipi, erai bătut cu varga la talpă. Așa eram adică trezit dimineața. Adică cu nuielușa, da? Da, la talpă. Efectiv, erai ridicat în sus și ți se dădea. Tu stăteai cu capul. Deci, efectiv, erai suspendat și doamna dădea. Și tu plângeai și îți dădea până taci. Și rețin că de 3 ore am luat, a 4-a oră nu m-a mai pișat pe mine. Iar cea mai nașpa chestie a fost față de colegii mei, dacă făceai nevoia mare, măsura de corecție era mult mai drastică. Adică era nașpa. Mâncarea cum era? Eu am fost mulțumit așa. Nu sunt un copil pretențios, un tânăr. Bine, n-am fost un copil pretențios. Eu am fost mulțumit de tot. Poate că mai protestam așa, nu știu. De exemplu, m-am îmbolnăvit de la o conservă de pește, chiar am luat și bătaie pentru că am refuzat efectiv să mănânc și până la urmă erai bătut să mănânci. Eu n-am avut probleme cu mâncarea, eu chiar am fost mulțumit de mâncare. Cred că, în general, tratamentul care era aplicat în relația cu tine, de exemplu, dacă erai obraznic, erai pedepsit în măsuri foarte dure. Coșmarul pentru mine a fost casa de copii școlari. Ăla a fost coșmar propriu-zis. La preșcolare a fost ok. La centru, la casa de copii școlari a fost, efectiv, pot să spun, coșmar. Acolo de la proces, imaginează-ți că prima mea zi de școală, clasa întâia, a fost ceva de genul, aveți 5 minute la dispoziție să fiți echipați, aranjați, patul făcut și la marginea patului. Eu nu știam de metoda asta și eram pe sistem, ok, ce o să facem, eu eram foarte panicat, am fost unul din fericiții câștigători ai celor 20 de nuiele la palmă, nuiele foarte flexibile, care au fost probate în dimineața respectivă, și multe alte dimineți, fiindcă nu reușeam în 5 minute să fiu echipat, aranjat și cu patul făcut și la marginea patului, motiv pentru care ajunsesem la nivelul în care mă trezeam noaptea târziu, mă îmbrăcam de școală și mă băgam sub pătura. Și mă duceam să mă spăl pe dinți pe la 3 dimineața, numai să pot să am timp doar să fac patul ca să fiu în 5 minute la marginea patului. Imaginează-ți că un copil în clasa întâia, un copil aflat în formare, tu îi aplici cele mai crude măsuri de corecție ca să-l înveți ce. Adică am făcut un studiu la un moment dat, dacă la Auschwitz copiii erau treziți în felul ăsta. Nu am găsit. În România cam așa erau treziți copiii în centre. Care crezi că a fost cea mai mare traumă ta de acolo? Sau nu poți să ne-o spui? Cred că nici nu știu dacă... Au fost atât de multe încât nici nu știi Instituționalizarea a fost trauma. Adică mi-aș fi dorit să trăiesc într-o familie. De exemplu, aflasem la un moment dat că omuleții care aveau grijă de mine când eram foarte mic și-au dorit să mă adopte, doar că părinții s-au opus. Părinții nu m-au vizitat niciodată, dar ei s-au opus adopției. Asta e și o mai mare ciudățenie. Da, din nefericire asta se întâmplă și astăzi. De asta mulți copii nu sunt adoptabili, pentru că părintele, legea prevede clar că ai între 6 și 12 luni, părintele, dacă se interesează, adică e pe sistemul că dacă părintele dă un telefon, deși nu i-a păsat nicio secundă de copil, intră în procedura în care are drepturi asupra copilului.
Și de asta mulți copii nu pot fi adoptabili, de asta procedura este foarte blocată, este foarte îngreunată și părinții care vor să adopte nu pot sau trăiesc cele mai mari traume. Și pentru că există un monopol foarte puternic al direcțiilor de protecție a copilului, există și păgi foarte mari, există trafic de influență, există lucruri care te șochează și asta pentru că sistemul de sus pornește tot, este susținut. Adică dacă tu vrei să faci un bine, nu poți. Deci nu poți. Pentru că ești blocat de tot felul de proceduri. De-aia și lucrez acum la o nouă lege alături de colegii de la Parlament. Mai avem până la Parlament să discutăm câteva lucruri. Știu că în viața fiecărui copil există o vreme în care dorește să-și vadă părinții. A venit această vreme? Nu. N-a venit? Nu. Eu mi-am văzut părinții pe la, tot așa, nu știu, 11 ani. Dar eu nu mi-am dorit să-mi văd părinții. Oricum, eu foarte greu am aflat de ideea de familie, de ideea de părinți. Pentru mine, știi, în momentul în care crești într-o junglă și înveți metecnele acelei culturi, le iei ca parte din viața ta. Nu crezi că există și altceva. În momentul în care crești într-o casă de copii și vezi mulți copii, vezi oameni care au grijă de tine, crezi că de fapt asta e viața din care tu faci parte și că nu există nimic altceva. De fapt, eu așa am crescut. În momentul când mi-am dat seama că sau am descoperit că eu am și frați, am și părinți, a fost așa foarte rece. Adică, de exemplu, întâlnirea cu mama a fost... ea plângea și eu nu știam cum să reacționez, eram stâlp. E adevărat că ea cobora de pe o uliță și arunca cu bolovani și fratele meu, Sorin, ne aflam în această călătorie, îmi spune, ea e mama ta și eram... ok. Șocul mai mare a fost că ea nu știa cine e Vișnel. Nu mai știa ce nume ți-a dădus. Da, păi suntem 13. Și blocajul era pe măsură. Nici nu știai cum să reacționezi. După aia te îmbrățișează și începe să plângă. La fel nici nu știai cum să reacționezi. Eu doar eram speriat, panicat, dar mi-am continuat drumul. Satisfacția mea astăzi e că nu i-am judecat niciodată. Adică mă simt foarte... Nici nu ai trecut la sentimente de ură? La... Nu, niciodată. Nici n-am simțit asta față de ei. Eu nu pot să-mi urăsc. Adică eu nu pot să urăsc oameni în general. Cu atât mai mult cei care mi-au dat viața. Și n-am să-i condamn nicio secundă. Pentru că dacă aș fi crescut la ei, cu siguranță astăzi nu aș fi terminat facultatea. Bine, nu aș fi făcut o clasă. Pentru că părinții mei erau ciobani, tata era, avea stână, era... Dar în același timp ei dormeau în fața casei, pentru că aveau o casă prăbușită. N-am să niciodată. Tata efectiv era în fața casei, pe prispă, și dormea, efectiv dormea acolo. Și o casă semi-prăbușită, susținută de niște haragi. Nu aveam cum să cresc în acele condiții. Din punctul ăsta de vedere, mi se pare o alternativă să iei un copil, să dai șansa la o viață. Dar să-l instituționalizezi, mi se pare cea mai mare crimă asupra unui copil. De ce ești atât de revoltat împotriva instituționalizării? Ce înțelegi prin instituționalizare? La mine tot ce înseamnă formă de protecție într-o casă de tip vechi, de mamut, centre în care stau cu sutele. Astăzi în România am văzut HHC-ul spunând că mai sunt 8.000 centre. Am rețineri, nu știu, am vizitat foarte multe, 190 ceva de centre am vizitat. Imaginează-ți că sunt copii nou născuți în centre, unde legea interzice așa ceva. Dar ei sunt nou născuți în centre. Sunt centre de primiri urgențe în modulele de tip de alea vechi, în care sunt nou născuți, unde normal nou născuți trebuie să meargă direct în sistemul de tip familial, adică asistență maternală, orice alt sistem alternativ, dar nu centre de plasament. Ei, în România sunt astfel de situații, unde, deși este interzis, totuși copiii sunt plasați în centre. Și vorbim de nou-născuți. Ai alte situații la fel de critice, unde, de exemplu, am fost în Vrancea,
un copil, un tânăr bătut, la fel, un par luat, deci un picior de masă a fost bătut, copilul își dorea, tânărul, na, vicile sunt vici, vrea să fumeze, acum nu poți să intri în conflict cu el, mai degrabă găsești metode educaționale prin care să îl ajuți să descopere că țigara sau tutunul este un pericol, dar nu te-a pus ideea în cap, fiindcă tânărul până la urmă trece printr-un proces al evoluției care va face întotdeauna ceea ce ție nu-ți va face bine sau nu-ți va convine, tocmai pentru că vrea să-ți demonstreze că el e mai tare. Și dacă tu nu reușești să creezi o relație, o conexiune, nu faci altceva decât primul să-l distrugi pe el. Că el nu conștientizează că de fapt se autodistruge. El crede că e în conflict cu tine și că de fapt ție îți face rău. Dar de fapt adică el își face rău lui. Și multe alte situații, adică instituționalizarea din punctul meu de vedere este o crimă tocmai prin ceea ce există astăzi. Și nu doar într-un centru, în toate centrele în care am fost, copiii trăiesc în cele mai groasnice experiențe. Chiar astăzi citeam două mesaje la fel. Mi-au scris doi tineri, unde un tânăr a încercat să taie un cartof și pentru că n-a tăiat cum trebuie, domnul i-a aplicat efectiv o palmă peste cap și el s-a uitat foarte ciudat și pe aia a dat și un șut în fund și un șut în spate, în București. Și știu unde este. Da, da, da. Mă întâlnesc mâine dimineață cu el. Nu e ok. Nu este ok. Plus, la fel, ai multe abuzuri și, de fapt, vorbim de București, sunt abuzuri, ai abuzuri la sectorul 1, la Sfântul Nicolae, ai abuzuri la Robin Hood, sunt cazuri de violență pe care nu le tratăm cu responsabilitate. Chiar nu le tratăm și pe aia te întreb de ce acel copil nu se poate integra în societate, de ce este antisocial, de ce urăște. Păi fiindcă acești copii nu sunt crescuți cu iubire, nu există iubire în sistemul instituționalizat, nu există. O afirmație foarte gravă. Păi nu există. Deci cine spune că există iubire în sistemul instituționalizat, nu există. Pentru că scrie în contract că nu ai voie să te atașezi de un copil. Scrie în contract că trebuie să fii rigid, infect, nici nu știu cum să spun. Cum să scrie în contract că trebuie să fii infect? E metaforic. Eu așa tratez omul care nu simte, adică nu are voie să fie altfel decât un robot care răspunde unor comenzi și atât. Dar până la urmă suntem niște ființe. Suntem niște energii care, până la urmă, asta ne dă șansa să existăm. Acest echilibru care se creează între noi. Iar dacă eu semnez un contract în care tu îmi spui mie să fiu rigid sau să nu mă implic deloc emoțional, păi, până la urmă, care este rolul iubirii? Implicarea emoțională. Ce îmi dă mie putere să mă implic în sistemul de protecție? Faptul că cred foarte mult în asta și iubesc asta. Și îmi doresc mult să dau șansă unor copii. Din nefericire, sistemul nu iubește. Sistem egal tăiat, iubire. Ai plecat la 10 ani din Cămin. Te-ai mai întors? Da, eu am plecat la 26 de ani. Am înțeles, deci ai fugit prima dată în viața... Am fugit de mai multe ori. De mai multe ori? Da, da. De fiecare dată în urma unei violențe? Da. Adică, în general, fugeam pe fondul violențelor, fugeam de frică, de bătaie. Te mai primește înapoi după ce fugi? Păi nu doar că te primeau, la și bătaie. Că venea. Și pe aia iar fugeam, pentru că eram bătut. Și fiindcă eu credeam... Mai știi de câte ori ai plecat? Nu mai știu. De multe ori te-ai dus, da, și da, te-ai întors. Păi am fost, nu știu, am fost o perioadă și la mănăstire, unde acolo am cunoscut un preot extraordinar, de fapt, care mi-a și luminat puțin calea și pe care l-am mințit. L-ai mințit? Da. Fiindcă eram foarte tare bătut, eram efectiv vânăt pe spate și părintele știa de casa de copii și știa de bilet de voie. Și mă întreabă dacă am bilet de voie și spun, cred că am pierdut biletul de voie. Dar să știți că doamnele știu că sunt la dumneavoastră aici, la mănăstire. Și a fost foarte simpatic, a zis că aici oamenii care vor să trăiască muncesc. Și imaginează-ți un puști, un copil efectiv de nu știu câți ani aveam, oricum undeva la 10 ani, oricum eram mic. Și îmi dă un topor să tai lemne. Nu puteam să tai lemne și mă ajutau măicuțele. Iar eu, ca să mă vadă părintele, că eram doar roaba cu lemne și treceam prin fața lui și le duceam la bucătărie. Ideea e că într-un final un domn de acolo, de pe șantier, mi-a văzut spatele și l-a înțeat pe părinte.
Ideea că mie mi-era frică să nu mă duc înapoi în centru, ceea ce s-a și întâmplat. Și te-a dus? Și-a luat bătaier? Aia a fost nașpa. Când n-ai mai luat bătaie în centru? Cred că prin clasa a 5-a. De atunci n-ai mai luat bătaie? Nu. Și până la 26 de ani n-ai mai luat bătaie? Nu. Cum ai trecut peste pragul de 18 ani? Te respectau deja toți? Ai mai putut să stai? Că știu că legea spune că până la 18 ani stai în centru, după aceea trebuie să-ți cauți. Eu am stat pentru că mi-am continuat studiile. Dacă îți continui studiile, poți să stai până la 26 de ani. Ideea este că eu am fost un rebel. Eu nu prea stăteam la centru. Și, de exemplu, am stat 2 ani la asistent maternal, am declarat abuzurile de acolo, s-au comportat foarte urât angajații de la protecția copilului, cum de am avut eu curajul să fac asta. După aia am fost dus într-un centru de tip familial unde a fost foarte bine, la Profamilia în Bacău, adică n-am cuvinte, doar că eu am fost un tip care nu prea stătea. Adică conflictul meu în general cu ei era pe fondul ăsta, că ei mi-explicau că eu trebuie să stau în centru, iar eu nu vroiam. În general îmi plăcea să stau pe străzi, Eu aveam un ritm foarte ciudat de viață. Noaptea învățam, eu nu aveam absență, eu nu chiuleam de la ore. Și în general, dacă eram implicat, mă duceam la tot felul de ONG-uri, eram din ăsta activist. Așa și scrie la Forbes pe site, activist. Da, despre tine. Eu eram fascinat. Eu dacă vedeam grupuri de oameni, de tineri care scandau, făceau ceva, mă duceam cu ei acolo. Nu știam ce fac, dar mi se părea foarte interesant. Vișinel, ai ajuns la vârsta maturității, ai privit în urmă, privește în perspectivă. Spune-mi, te rog, cum l-ai perceput pe Dumnezeu în această grafică foarte dificilă a vieții tale? Îl condamnai pe Dumnezeu? Îl renegai? Îl simțeai? Cum era? Eu n-am condamnat niciodată. Adică nu pot să condamn pe nimeni. Cum de altfel n-am urât pe nimeni. Și în general, relația mea cu Dumnezeu a fost una, pot să spun, foarte specială. Mi-aș dori ca oamenii să-L înțeleagă pe Dumnezeu așa cum l-am înțeles eu. Avem nevoie de credință și dacă vrei să reușești în viața, ai nevoie de credință. Ceea ce te face sau ceea ce te umanizează este credința. Și cred că am descoperit asta pe la 7 ani, când am fost prima dată într-o biserică și am fost foarte fascinat. Eram fascinat de un veșmânt albastru sclipicios, dar nu neapărat de preot, fiindcă nu mi s-a părut cine știe ce, dar că am fost fascinat atât de mult de... Am simțit o aură când l-am văzut. Eram un puști printre oamenii alerga, fiindcă vreau să văd ce în față. Și am fugit de lângă educator. Și zgomotul ăla vocal m-a fascinat atât de tare și îmi crea o stare foarte plăcută. Motiv pentru care am început să frecventez foarte des participarea mea la biserică. De-aia particip la foarte multe slujbe, ritualuri, atât la, nu știu, ortodoxi, catolici, adventiști, baptiști, mormoni. Ești deschis. Sunt un om care vrea să înțeleagă ce vrea să transmită fiecare religie, fiecare cuvânt din perspectiva fiecarei culturi. Șnel, prima dată când ne-am cunoscut noi, știu că avea o problemă de sănătate destul de serioasă. O problemă de sănătate care, pur și simplu, eu nu înțelegeam cum poți tu să fii atât de debordant, atât de optimist, atât de curajos să privești înainte cu atâta abnegație. Crezi că și la capitolul ăsta a intervenit Dumnezeu acolo cumva? Păi eu nu cred că poți să reușești dacă nu ești o fire optimistă. Adică eu sunt sigur că aș fi murit acum 4 ani când mi-a dat verdictul doctorul. Ce verdict a fost? E o problemă. În zona ficatului s-a dezvoltat o chestie și acum o gestionez. S-a extins, dar e bine. E sub control. E sub control. Da. Iar zâmbetul tău și optimismul tău și candidatura ta pentru Parlamentul României? Să știi, candidatura a fost, cred că, cea mai grea experiență. Cea mai grea? Da. Adică am avut 3 hemoragii. Adică mie mi-a fost foarte rău. Fiindcă am fost foarte stresat că nu am bani, să plătesc oameni, legea te obligă să plătești oameni, nu ai dreptul la voluntari. Adică
eram șocat, fiindcă, de exemplu, găseam o firmă care să-mi facă grafică și chestii gratuit, nu se putea. La fel aveam oameni care să-mi facă partea de comunicare, nu s-a putut și discută cu autoritatea, nimeni nu înțelegea nimic și chestia, stresul de a face rost de bani a fost, pentru mine a fost foarte nașpa. N-ai reușit să iei un post de deputat în Parlament. Și foarte bine. E foarte bine, dar în schimb lucrezi tot în Parlament. Da, am fost angajat de 2 luni de către domnul deputat Iulian Bulai. Efectiv ne felicitam pe Facebook și el chiar spunea: Vișinel, îți mulțumesc foarte mult, ai avut o campanie extraordinară. Mie mi s-a părut interesant că s-a văzut bine, deși nu mai știu prin ce am putut să trec, și mi-a făcut această invitație. N-ai vrea să fii consilierul meu? Am stat câteva secunde și m-am gândit, fiindcă oricum mai aveam niște propuneri de la alți deputați, însă a fost un moment în care mi-am dat seama că, de fapt, nu, el este cel pentru care eu aș putea să lucrez. Și am răspuns ferm, da. Și de altfel am refuzat pe ceilalți doi. Și ideea e că nu mă așteptam să ajung, dar motiv pentru care cred că e bine că nu am ajuns este că, ca și consilier, acum înțeleg tot ce înseamnă proces. Dacă aș fi ajuns deputat, nu aș fi, adică aș fi repetat aceeași tragedie pe care o repet, care o trăiesc astăzi. Aceea de a înțelege tot ce înseamnă proces legislativ, de a urmări tot ciclul unui proces legislativ și toate pârghile care, de altfel, din punct de vedere constituțional și ale ordonanțelor, le trăiește o lege. Și atunci, statutul care îl trăiesc astăzi este cel mai favorabil pentru mine, fiindcă așa pot să înțeleg și mă pot maturiza din punctul ăsta de vedere și aș putea să fiu pregătit pentru europarlamentare. Să-ți ajute Dumnezeu dacă El îngăduie. Ne întoarcem puțin în istoria ta, înainte să vedem ce proiecte ai, pentru că mai avem puțin timp. Un copil crescut la casă de copii, prinde drag de carte, începe să învețe și nu se mulțumește doar să ia bacalaureatul. Intră la facultate. Ce te-a atras spre facultățile de drept și spre un ATC, facultatea de actorie? Practic, tu ești și actor. Da, am și terminat-o. De fapt, eu tot ce încep, termin. Știi ce zice Sfânta Scriptură despre omul bun? Zice, tot ce începe duce la bun sfârșit. E în psalmul 1. E în psalmul 1 lucrul ăsta. Nu m-am gândit la asta. Și cred că ceva, o voce interioară ți-a spus lucrul ăsta. Cum ai gândit să faci și facultate și nu una, două și apoi nu un master, două și așa mai departe? De unde este această dorință ta de învățare, de studiu? Știi, îți dai seama, în general vezi, dacă eu trăiam în gară, la un moment dat vedeam oameni la cravată, vedeam niște modele de oameni și eram conștient că singura mea șansă să pot să reușesc este școala, educația, să investesc în asta. Și cu atât mai mult că nu stau pe străzi, aveam 3 mese asigurate, aveam un acoperiș, tot ce trebuia să fac eu era să învăț. Atât. Și am exploatat la maxim această oportunitate. De ce atât de mult? Eu venisem cu tot și totul să fac altceva în București. Îmi doream să fac științe politice, doar că am ajuns prea târziu, fiindcă mi s-a oferit o vacanță după ce am luat bacul, oameni care mă susțin, și eu am uitat de examen la științe politice, deși m-am super pregătit, dar cu fratele meu ne-am plimbat la mai multe universități și așa am reușit să dau la drept. Și prin anul 3, chiar începutul anului 4 la drept, am participat la un casting în care mie mi s-a părut contrafăcut și le-am răspuns acolo printr-un eseu că nu am încredere în voi și că probabil, ca multe altele, sunt niște eșecuri. Și de că am fost selectat și m-am prezentat la interviu, nu mă așteptam să iau interviu, am luat și interviu și pe aia proba practică. Trebuia să joc într-un spectacol în regia lui Beatrice Rancea. Și eram ok. Și de-aia că am luat și interviu, am luat și proba practică și m-am trezit cu 3 zile înainte de Paști, în 2010, că
sunt luat în acest spectacol. Am avut turneu în toată țara și în discuții cu colegii care am lucrat, ei mi-au recomandat, de ce nu dai la teatru? Ideea e că eu îmi doream să dau la regie, în niciun caz să devin actor. Eu am făcut facultatea de actorie, secția de păpuși și marionete și a fost așa un sentiment foarte interesant, fiindcă colegii de la minister m-au susținut. Deci dacă nu aș fi avut susținerea colegilor de la minister, nu aș fi terminat facultatea de teatru. Pentru că mi s-a părut cea mai grea facultate. A fost mai grea decât drept? Absolut. Foarte grea. Și ai absolvit-o. Da, am absolvit-o, șansă că nu mai trebuie. Vișinel, această oportunitate pe care o ai acum în Parlamentul României te mobilizează la tot felul de proiecte, la tot felul de gânduri. Gândul tău este tot la copiii aceia abandonați, la copiii instituționalizați. Mă bucur foarte mult de această psihologie a ta. Știi ce spune psihologia veteranului din armată? Zice, eu am luat-o băiețul, luați și voi. Mă interesează ce s-a întâmplat când eram eu ciclu 1, acum sunt ciclu 3, așa că o luați în freză. Tu nu ai gândit așa, tu vrei să schimbi. În campania electorală pe care ți-ai făcut-o, ai vizitat câte orfelinate din România? 192. 192 de orfelinate. Numai să le numeri, cred că te ține ceva. Da. Tu ai vizitat, le-ai făcut, ai văzut condițiile de acolo. În unele n-ai avut acces. Păi aș vrea mai multe. Da? Adică aș vrea toate. Doar că nu mi s-a dat voie. Nu ți s-a dat voie. În postura pe care o reprezinți acum, ce poți să faci pentru copiii abandonați? Păi, din nefericire, statutul de consilier alături de un deputat e mai degrabă doar la inițiative legislative. Fiind în minoritate, șanse foarte grele de adoptare în contextul în care doar o majoritate poate să reușească. Se negociază foarte mult. Ceea ce mă simt foarte bine că am reușit să fac alături de Iulian e interpelări. Faptul că copiii ne sesizează abuzuri, iar noi efectiv facem interpelări în sensul ăsta și obligăm autoritățile să ia măsuri. Și cred că este satisfacția mea numărul unu că am putut să fac ceva pentru copii acum. În sensul că unde am descoperit abuz, am făcut interpelare, fiindcă deputatului toți răspund în real time. Adică e puterea pe care are un demnitar este foarte mare. Dacă aș fi fost un simplu cetățean vișinel să fac o sesizare cu privire la abuzuri, în general mi se răspundea după câteva luni sau niciodată, cum am avut la sectorul 4 sau la sectorul 1 sau multe chiar județe, unde nu mi s-a răspuns nici astăzi după 5 ani de zile. Ei, aici, ca și consilier al domnului deputat, în 30 de zile am rezumat clar ce măsuri s-au luat, cine a intervenit, cum, ce măsuri de protecție a primit copilul. Adică am o proiecție clară cu toți pașii pe care îi face instituția. Adică te caută copiii pe tine? Foarte mulți. Nu fac față. Nu faci față? Nu. Adică au un sprijin în tine. Găsesc, da, și așteptările lor sunt foarte mari. Și de-aia am și creat Consiliul Tinerilor Instituționalizați. Ce înseamnă acest consiliu? E un consiliu care își dorește să fie o voce la nivel național. Consiliul Tinerilor Instituționalizați e un consiliu compus din tineri care au trăit experiența centrelor, tineri care sunt în centre și avem în acest moment, chiar ieri primisem de la președintele Consiliului Ionuț Nicolae, erau 24 de structuri teritoriale în acest moment. Chiar am reușit după câteva luni bune de negocieri să încheiem și acordul de parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului, tocmai în vederea crearea acestei conexiuni și să ne se permită accesul și adică să fac progres încet, dar sigure. Ce înseamnă vocea copiilor abandonați? E un proiect de inspirație. În primul rând, faptul că nu credem în instituționalizare și efectele, traumele pe care le creează instituționalizarea, aducem povești. Povești reale, dure, dar în același timp oameni care au reușit. Explică-mi în câteva momente cum ar putea să fie copiii abandonați, neinstituționalizați. Ce idee ai avea ca lucrurile să funcționeze mai bine, dacă ai fi un factor de decizie? Asistența maternală este o măsură extraordinară.
casele de tip familial o măsură la fel de extraordinară. Ai sisteme alternative, dezvolți programul de adopție națională. Deci dacă ai dezvolta adopția națională, cu siguranță astăzi n-ai mai avea centre. Ai crea un parteneriat public-privat cu biserica. Dacă biserica și-ar arunda doi copii atât, către, deci fiecare biserică să-și ia doi copii spre parohie, n-ai mai avea niciun copil în centru. Te referi la biserică ortodoxă sau la toate bisericile? Ideal toate bisericile, fiindcă pe mine nu... Deci dacă doi copii dacă și-a fiecare biserică, către fiecare parohie, cum se... Comunitate. Da, comunitate, confesiune, n-ai mai avea astăzi niciun copil în centru. Doar doi copii. Plus că mai ai alți 80.000 de copii care nu știi situația lor, în afară de cei instituționalizați. Cred că comunitatea spirituală trebuie să fie, din punctul meu de vedere, mult mai activă. Și, din nefericire, Biserica Ortodoxă nu este, pe cât vor ei să creadă că sunt prezenți, mie se pare, sunt preoți extraordinari pe care am cunoscut și care fac lucruri extraordinare, dar nu este suficient când ei dețin monopolul. Am cunoscut Biserica Catolică, am cunoscut chiar Biserica Adventistă, Baptistă. Sunt comunități, dar ele sunt mici și resursele lor sunt limitate. Și când ai un mastodont care deține monopolul în România și face enorm de puțin, enorm, trebuie să regândești valorile. Vorbește-ne puțin despre acest proiect. Vocea copiilor abandonați. Vocea copiilor abandonați, adică eu mi-am propus să aduc în fiecare săptămână câte un tânăr care a trăit într-o casă de copii, dar a reușit să ne inspire pe fiecare din noi, povestea lui. De ce e bine sau nu să existe centre de plasament, case de copii în România și ce traume poate să dezvolte un astfel de sistem. Ce-ți propui tu ca om? De exemplu, interesul nostru este să chiar efectiv să creăm o comunitate din rezultatul acestor invitați prin care să-i determinăm pe ei la rândul lor să se reactiveze, fiindcă sunt mulți tineri care efectiv refuză faptul că au crescut într-o casă de copii și trăiesc în interiorul lor niște traume foarte puternice. Și de asta, de vocea copiilor abandonați, tocmai în ideea de a-i pune într-o proiecție pozitivă. Unde îi pui în proiecție pozitivă? Păi m-am gândit la voi. Ești binevenit. Și de aceea am doresc să colaborez cu voi, adică să-mi susțineți proiectul. Vrem poveștile, chiar dacă sunt triste, chiar dacă sunt dure, până la urmă e vorba de ceea ce ne inspiră și până la urmă suntem oameni care creștem și ne dezvoltăm cu povești și suntem dependenți de poveștile celorlalți. De fapt, asta ne umanizează, asta ne dă putere să mergem mai departe și eu cred că povestea fiecăruia ne va mobiliza atât de puternic încât putem la un moment dat să creăm acel curent care să schimbe cu adevărat sistemul de protecție. Nu crezi că este și un risc în același timp? Nu există și varianta ca acest copil traumatizat, victimizându-se, să exagereze puțin? Noi încercăm să evităm asta. Mergem foarte mult pe ideea de empowerment, adică mergem pe inspirație, nu punem accent foarte mult pe traumă, cât de mult punem accent pe ideea de e bine sau nu instituționalizarea. Cu ce am putea să înlocuim? Ce ai face tu dacă ai fi acolo? Ce aș face eu? E mai degrabă un talk show liber, dar în care povestea e cea care ne inspiră. De unde pornim? Avem un punct de pornire. Eu am fost acolo. De ce pornește vocea copiilor? Da. Ești președintele unei asociații. Cum se numește asociația? Desenăm viitorul tău. Desenăm viitorul tău. Foarte frumos titlu. Îmi place mult. Ce faceți la această asociație? Păi, în general, ne concentrăm activitatea pe copii din centre. Acum lucrăm cu aproximativ 25. Avem un centru, centrul Edforce, Educație, Formare, Societate, undeva pe la Crângaș. Avem activități de weekend. În fiecare weekend noi avem activități cu copiii și facem programe privind consolidarea deprinderilor de viață independentă. Ne interesează foarte mult ce se întâmplă cu ei după ce pleacă din centru. Și atunci, dacă te interesează asta, te gândești ce metode, mecanisme creezi pentru că ai ajutat pe ei să conștientizeze că la un moment dat vor pleca. În mod normal, unde pleacă? Pe stradă, penitenciare, foarte puțin reușesc. E undeva la 7%. 7% reușesc, da, să se adapteze vieții sociale.
să reziste la un loc de muncă, să facă față cu o chirie. 7%. 7%. Asta e dramatic. Pentru protecția copilului am observat că nu. Este absolut dramatic, nu știam lucrul ăsta. Da, 7%. În timp ce în mediul privat, societatea civilă, cei care dețin sistem, acest tip de sistem, de tip familial, e rata de reușită undeva la 90%. Vișine, îți mulțumesc pentru această seară, pentru faptul că ți-ai dezvăluit sufletul înaintea noastră. Doamnelor și domnilor, iată o istorie de viață absolut dramatică, dar în același timp plină de optimism. Este o știre bună, aceea că Vișinel Bălan, dintr-un copil instituționalizat, abuzat, lovit, bătut, a reușit să fie între cei 7% care s-au adaptat și nu numai între cei 7%, ci a reușit să facă școală, facultăți, mastere. Astăzi lucrează în Parlamentul României în calitate de consilier al unui domn deputat. Mult succes, Vișinel, să poți să preîntâmpini, dacă poți, cât mai multe abuzuri și să poți să răspunzi tuturor solicitărilor care ți se adresează de către copii. Poate că reușim și o colaborare în postul nostru de televiziune. Doamnelor și domnilor, sunt Cornel Drăvășan, vă doresc o seară liniștită, dar în același timp gândiți-vă mai mult la acești copii care sunt nevinovați și care ar putea fi luați în plasament de către unii dintre noi, ar putea fi mult mai mult mângâiați și doriți și adoptați, de ce nu, în familiile care își doresc lucrul acesta. Noapte bună! Mulțumesc!